Doamna Loredana povestea faptul că Dani a primit scrisoare de la sora lui și aceasta îi spunea să aibă grijă să nu mai încurce lucrurile de data asta, că ei acasă vorbesc cu familia Daiane și că o vorbesc prin videocol ca să se poată vedea și deja își povestesc viețile, i-a spus lui Dani în scrisoare și mă gândeam așa ce frumos și cât de repede se creează o legătură atât de strânsă între două familii atunci când doi copii se, une se unesc și se iubesc, și familii care nu pună de mult timp nici măcar nu se cunoșteau, acum își povestesc viețile, vorbesc și vor să se vadă prin videocol, mi se pare foarte frumos și așa m-a emoționat când am auzit-o. Mi, mi, îmi și închipuiam, îi vedeam cum ținei legătura și cum își povestesc lucruri despre copii, probabil, în primul rând. Și apoi o auzeam pe doamna Loredana că povestea despre Dani că atunci când era mai mic putea eventual să-l bată cu plăcere pentru că întotdeauna Dani își reținea lacrimile și niciodată nu, nu plângea. Avea el o stare din aceasta exterioară fără lacrimi, însă în interior spunea dânsa că se consuma foarte mult și a zis că aceeași stare a văzut-o astăzi, atunci când în emisiune s-a făcut acea glumă proastă și s-a dus să îi dea un pahar de apă temându-se că la fel își va face foarte rău în interior știind că se consumă foarte mult chiar dacă pe din afară nu se vede dânsa așa da seama din, din, atitudinea lui ce se întâmplă cu el a fost chiar o grumă proastă și nu înțeleg de ce s-a făcut și pe pedapsa mi s-a părut nedreaptă pentru că nu văd un gest mai frumos de atât pe o poză să scrii Te iubesc și să o pui pe sub ușă valorează mai mult decât orice petrecere care s-ar fi putut face și cred că puteau fi iertați, mai ales că s-a mai întâmplat. Eu, eu știu că au mai fost și în alte sezoane și alți concurenți care au trimis lucruri, care au băgat bilețele pe sub uși și nu cred că a fost o sancțiune așa mare. Dar oricum gluma a fost nereușită.